cunoștință azi dimineață, în așa fel încât, fără să creștem salariile sau asta, să putem să satisfacem doleanțele lor, care 89% țin de administrarea propriilor dânșilor bani, a banilor lor. Nu a... Cu alte cuvinte, mâine vor circula? Nu, pentru că dacă s-a făcut o greșită sau proastă administrare, nu puteau să-și obțină ceea ce ei aveau. Când am spus astăzi dimineața, am spus fundamentat foarte clar. Nu li se va tăia nimic din salariu, veniturile lor cu salariile au scăzut pe fondul acela al orelor suplimentare. Nu s-au mai putut da anul trecut ore suplimentare la nivelul la care se dădeau. Și au ajuns... Nu. Acum se reevaluează situația și din banii pe care iau la dispoziție, ei își păstrează nemodificate salariile, dar administrația are obligația să umble la aceste ore suplimentare. Ce se face vinovat pentru administrație asta? Dumneavoastră cine credeți? Eu administrez RATB-ul? Deci este și management defectos. Pentru asta o să... Lua măsuri? Da, pentru asta o să înceapă și un audit foarte serios pe lucrurile astea. Important este ca ei să se întoarcă la servici, să putem să nu le scade niciun ban în veniturile pe care le au, nu li se ia niciun sport de muncă grea, nu li se ia orele suplimentare pe care le fac, că sunt foarte puține, mâine... că sunt la un coeficient de 2,4 media față de 34 cât aveau înainte, dar asta s-a întâmplat pe parcursul unui an întreg. Se rea circulația? Da, se rea. Când? Acum. Acum. Asta înseamnă că în seara aceasta? Acum, în seara aceasta. De la ce oră? Cu ce oră, domn primar? N-am precizat. Ora le-am spus că îi rog să se întoarcă la servici, să fie pe trasee, să nu mai chinuim lumea. Veți face o rectificare bugetară pentru RATB? Nu numai rectificare bugetară și o serie întreagă de măsuri, nu numai pentru RATB și pentru celelalte, după ce trec lunile și cele primele 6 luni de zile și știm așa cum stăm. Domnul primar, se discută de regulament? Ilegal? Poftiți? Va fi sancționat cineva pentru un protest ilegal? Spuneați că este ilegal ce s-a întâmplat astăzi. Păi, le-am spus și dânșilor. Le-am spus și dânșilor. Important este ca dânșii să iasă pe traseu, să înceapă să acționeze, să transporte călătorii să beneficieze bucureștenii de treaba asta. După care putem sta de vorbă pe toate aspectele. Domnule și primar, stăm de vorbă, le promit eu la toată lumea. La camere, vă rog, la camere. Pe cine da. Vei sancționa? Întrebați-i pe conducerea regii. Domnul primar s-a vorbit adică s-a lăsat cu... S-a discutat la un moment dat, dânșii spuneau... Domnule, deci încă o dată, 89% din problemele dânșilor sunt legate de administrație, de management, ca să fie foarte clar. Asta înseamnă că domnul Aron o să propună sau o să propună alții o serie întreagă de lucruri pentru elemente din astea de management defectos. Și în ceea ce privește așa cum doreau? Doamnă, am discutat de nemodificarea formei pe care o au. Am discutat despre modificarea... niciun fel de modificare la salariile pe care, la veniturile pe care îi dânșii le realizează. Dânșii erau preocupați de faptul că în urma zvonurilor susținute, toate lucrurile astea vor dispare după 1 aprilie. Protocolul de la 1 aprilie... Protocolul de la 1 aprilie cu care am luat cunoștință de azi dimineață începe prin implementarea unui alt sistem de salarizare care nu presupune creșteri sau de asta, ci reașezări. Asta ce înseamnă reașezări? Și de salarii. Da. Și e cum zicea dumneavoastră sau cum se afirma că sunt salariile acelea mari? Ce sunt? Da, este cum spuneam eu și diferența era așa, 100... Stați puțin, lăsați-l da. Să vorba. 1900, 2009, că nu uita asta, o știu pe din afară. 2009, 2009 lei. 2447, 2500. Și am întrebat și eu nu am comentat acest lucru. Astea sunt. Am întrebat și eu, sunt tot cu ce-mi te minte.
Cu ce te miri? Păi, dar cine a zis că ați furat banii? Ce să zic că ai furat dumneata banii? Domnul primar, domnul primar, diferența... Așa, ce se întâmplă cu acești bani? E reprezentată, e reprezentată de, fie de vechime, fie de... Unde s-a produs scăderea cu aproape 3 milioane, da, și foarte bine că ești aici, că știi, s-a produs în zona orelor suplimentare. Deci câți bani au oamenii ăștia în mână, domnul primar? Așa mi-au spus dânsii. Pe oră calcul salarii tarifar. Deci, sau pe calcul oră tarifar, cert e că a fost o diferență de 3 milioane care au să aceleași. Deci de la 2400. Vine lumea înapoi, uitați. Am terminat. Va fi discutată în grup. Să vă spun ceva, dați-mi voie. Deci în momentul în momentul acesta... Nu negociați cu televizorul. Nu negociați cu televizorul. Le-am declarat. Mă lăsați? În momentul acesta, ordinul de plată general pentru partea de RATV este plătit. De la 38 de milioane cât erau stabilit, la 40 de milioane. Ceea ce reprezintă modalitatea de a implementa sistemul nou de salarizare. Nu am mințit cu nimic. În acest moment, de mâine, de astăzi, în momentul ăsta, ordinul e semnat. Să terminăm noi cu partea asta și după aceea. Domn primar! Te rog! Mâine protocolul este respectat. Deci cresc salariile. Deci protocolul este respectat, protocolul de implementare pe care l-au semnat, care presupune o creștere a salariilor. Protocolul pe care, prin care s-a propus de comun acord sistemul nou de salarizare. Noul punct. Sistem aduce o creștere față de ce a fost luna trecută. Protocolul pe care l-au propus. Deci da? Aduce o creștere. În momentul ăsta e semnat. În momentul ăsta e semnat de la 30, fără să se atingă de sporul de muncă grea. Foarte bine, mulțumim, domn primar! Mulțumim, domn primar! Numele RATV-ului vă mulțumim! Pa! Management defectuos dă verdictul primarul general al capitalei Sorin Oprescu și ne informează că va începe un audit în acest domeniu. De asemenea, primarul dă asigurări că protestatarilor, că veniturile lor nu vor scădea și ne mai spune că circulația se reia acum. A fost un citat. Să vedem dacă șoferii RATV vor pune în practică rugămintea primarului general al capitalei. Aveți nevoie de o rețetă sau de un concediu medical? Sunați-vă mai întâi medicul de familie, pentru că e posibil să vă refuze. Motivul e faptul că medicii nu au semnat contractul cu casa de asigurări. Horea Șoica știe mai multe despre acest blocaj și mai ales despre efectele asupra pacienților. Bună seara, Horea! Bună seara, Melania! Bună seara, doamnelor și domnilor!